Din cei 59 de ani de viață, 42 i-a dedicat sportului. E antrenor de judo din 1972 și de-a lungul carierei se poate mândri cu sportivii crescuți de el și cu cele 63 de medalii de aur cucerite de aceștia la competiții majore. Terei recunoaște că marea lui dorință ar fi să vadă unul dintre sportivii săi la Jocurile Olimpice. Ar mai trebui poate un sportiv la Olimpiadă, nu? Asta ar fi... Asta, noi pentru ăla lucrăm. Cineva trebuie să ajunge până acolo. Are toate șanse, ori Merții sau ori Florin, Faul sau Șamăr și Cristi. Terei a povestit și despre modul în care reușește să-și mai motiveze sportivii. Dacă din spate nu sunt părinți, știți bine, atunci vine la sport, că nu mai am chef, că trebuie urcat pe frânghie, trebuie să mergem la pasaj, să urcăm pe scări și atunci mai apare chestia asta. Da? Dacă pinge și părinții din spate, mai ducem noi la excursie, mai... mergem cum am fost acum, că am zis, cine ia locul 1 la campionat național, ia medalii mai multe, duc la o parc de distracție în Germania, la Europa Park, așa zice, și parcul ăsta, adică în 5, cel mai mare din lume. Legat de turneul de sâmbătă de la Satu Mare, Tere e mândru că acum Cupa Unii a ajuns la 19-a ediție și că e bătaie mare pe invitații. Vor fi peste 300 de sportivi de la cele mai bune cluburi din România și Ungaria, iar turneul e acum considerat a fi mai puternic chiar ca și campionatul național. Întrebat ce-și dorește pe plan personal de ziua lui, Tere i-a răspuns rapid: multă sănătate ca să pot sta în judo ani buni și să mă bucur de performanțe alături de sportivi.